Doamnelor și domnilor, vă rog să îmi permiteți să deschid această reuniune. Am plăcerea de a mă adresa dumneavoastră în deschiderea acestei conferințe, care își propune să discute despre performanțele și prioritățile noastre la 5 ani de la aderarea României la Uniunea Europeană. Nu este un exercițiu de tip aniversar sau festivist. Dimpotrivă, este o reflecție necesară care trebuie să marcheze, credem, trecerea într-o etapă mai ambițioasă a apartenenței și raportării noastre la Uniunea Europeană. Etapa extinderii din 2007 confirmă vitalitatea unei politici de succes a Uniunii și în acel moment făcea vizibilă ancorarea fermă și irreversibilă a României la un sistem de valori europene ca rezultat al unui proiect coerent de consens național. Astăzi, în ciuda complexității situației interne și externe a Uniunii, marcată de efectele crizei economice și financiare, nici nu am putea concepe identitatea României în afara reperului dat de apartenența la Uniunea Europeană. Aceasta face astăzi parte din normalitate. Dintr-o normalitate activă, dar și exigentă, marcată de responsabilități majore, pornind de la combaterea efectelor crizei economice sau de la necesitatea unei redefiniri instituționale comunitare, până la nevoia de consolidare a rolului global al Uniunii Europene. Locul României la masa Europei, ca stat cu capacitatea și instrumentele de a-și promova argumentat propriile puncte de vedere, este rezultatul unui efort continuu de acomodare și maturizare, de învățare și aprofundare a regulilor și principiilor care guvernează astăzi Uniunea Europeană. Să nu uităm de asemenea că obiectivul aderării noastre la Uniune a fost de fapt un proiect de modernizare a României, proiect consensual, asumat de întreaga societate românească și de întreaga clasă politică. Bilanțul acestor 5 ani trebuie întreprins cu realism și echilibru. Este important să ținem cont de aspectele pozitive ale parcursului nostru european până în prezent, dar și de provocările și dificultățile mai mult sau mai puțin inevitabile din această perioadă. Este incontestabil faptul că procesul integrării a avut efecte pozitive asupra modernizării societății românești în ansamblu, a condus la o reformă profundă în plan administrativ, a oferit șansa asigurării unei platforme solide pentru creșterea și prosperitatea economică a României. Este însă, în egală măsură, adevărat că impactul acțiunii noastre în cadrul Uniunii Europene rămâne marcat uneori de anumite stereotipii și prejudecăți, așa cum sunt, spre exemplu, acelea invocate pentru a întârzia obiectivul aderării noastre la Schengen. Atunci însă, când aceasta implică perpetuarea de percepții negative, este nevoie de o acțiune energică de promovare a României și a profilului său de partener european credibil și consecvent. Este un efort care trebuie să ne motiveze pe toți, indiferent de culoare politică, indiferent de opțiuni naționale, un efort internațional ce presupune fixarea principiilor de demnitate și responsabilitate pentru anii ce vin în legătură cu România. În toată această perioadă am urmărit conturarea unei identități proprii a României în cadrul Uniunii, care să ne confere predictibilitate și valoare adăugată în relațiile cu ceilalți parteneri. Pentru România, primii 5 ani în Uniunea Europeană au însemnat și contribuția la demersurile de avansare a construcției europene și a profilului strategic al Uniunii Europene, în consonanță cu provocările impuse de evoluțiile politice și economice la nivel global și regional. Aș aminti ca repere ale acțiunii noastre pentru dezvoltarea proiectului european, angajamentul în promovarea și definirea unei strategii europene pentru Dunăre, susținerea constantă pentru parcursul european al Republicii Moldova, pentru politica de extindere a Uniunii sau pentru promovarea politicilor tradiționale ale Uniunii Europene, precum politica de coeziune și politica agricolă comună. Din această perspectivă, România a demonstrat consecvență în susținerea adâncirii procesului de integrare și a proiectării valorilor Uniunii în vecinătatea sa,
către acele state europene solid angajate pe calea reformelor. Am urmărit totodată să fim un actor implicat, activ în regiunea Mării Negre, cu convingerea că aceasta se poate constitui, pe termen mediu și lung, într-un spațiu democratic stabil, prosper, conectat funcțional la spațiul european și euroatlantic. De asemenea, România s-a implicat activ în activitățile subsumate politicii de securitate și apărare comune, prin participarea noastră substanțială, România dobândind în acești 5 ani o experiență bogată în desfășurarea operațiunilor Uniunii Europene, mai ales pe linie civilă, unde am devenit anul trecut primul contributor dintre statele membre. Participarea României cu predilecție în zone de interes strategic, Balcanii de Vest, Georgia sau Afganistan, răspunde complementar agendei de priorități europene și capacității României de a oferi expertiză pe aceste arii geografice. În această etapă, România s-a implicat în dezbaterile conceptuale privind structura și competențele noului Serviciu European de Acțiune Externă. Am reușit până în prezent obținerea unor posturi importante deopotrivă în centrala SEA și în delegațiile Uniunii Europene. Vom pleda consecvent în continuare pentru asigurarea unei reprezentări de substanță. Stimați invitați, Europa este un șantier în continuă construcție și consolidare la care România are capacitatea și răspunderea să ia parte de o manieră activă în spațiul Uniunii Europene unite și în baza respectului deplin pentru regulile și principiile comunitare. Suntem parte a unui proiect fundamental pe anumite valori și reguli pe care trebuie să le respectăm întocmai și cu fiecare partener european. Pe această linie consecventă și activ pro-europeană, România va continua să susțină aceste proiecte definitorii pentru avansarea procesului de integrare, definitivarea pieței interne prin garantarea deplină a liberei circulații a forței de muncă este un exemplu prioritar în acest sens. România va continua să acționeze pentru promovarea unei uniuni puternice în care spiritul comun european să prevaleze. În contextul provocărilor complexe generate de efectele crizei economice, un răspuns eficient nu poate veni decât din partea unei Europe unite și solidare, principiul pe care îl vom susține cu toată convingerea. Sunt încrezător că aportul nostru, dat inclusiv de dinamismul celor care lucrează în domeniul afacerilor europene, în țară și în instituțiile europene, va rămâne unul de valoare. Vă mulțumesc foarte mult!